Tu ești iubirea dansând ca vacuitate. Înainte de început, tu ești pură conștiință. Tu ești plinătatea iubirii în iubire și goliciunea conștiinței în conștiință. Tu ești existența eternă și pacea dincolo de pace. Tu ești însăși ecranul pe care este proiectat întregul. Tu ești lumina cunoașterii, unicul care a dat Creatorului conceptul de creație. Uită tot ce poate fi uitat și cunoaște. Tu ești acela care nu poate fi uitat. Tu ești substratul care susține și mișcă totul. Tu ești acum. Tu ești chiar acest acum. Poate exista vreun eu care să fie în afara lui acum? Tu ești adevărul și doar adevărul există. Tu ești inactivitatea. Activitatea este reflecția, jocul, lumea ta. Soarele este inactivitate, oglinzile sunt activitate. Tu ești acest prețios moment. Prezența însăși. Orice briză care te atinge va sanctifica până și demonii. Tu ești acela care este conștient de conștientizare, de obiecte și idei. Tu ești acela care este mai tăcut decât atenția. Tu ești viața care precede viața. Natura ta este tăcere și nu poate fi atinsă. Ea întotdeauna este. Spațiul a fost prima ta noțiune și ți-ai ales ca primă formă Sat Chit Ananda. Lumea este mintea ta,
și toată răsare din inima ta. Aici și acum este inima ta. Ca iubire, tu să lășluiești în caverna acestei inimi, de unde apar timpul și spațiul. Tu ești interiorul care nu este nici înăuntru și nici în afară. Mintea sălășluind în neant, acolo unde nu există ziduri. Tu ești existența în toți atomii. Cunoaște aceasta și ești beatitudine. Tu ești vacuitate, substanța finală. Înlătură vacuitate din vacuitate și va rămâne doar vacuitate, pentru că nimic nu-i dincolo de ea. Toate apar, dansează și se reîntorc în ea. Așa cum oceanul se înalță ca un val pentru a dansa, tu ești această vacuitate dansatoare. Nimic nu este în afara goliciunii și ea este plinătatea. Vacuitatea este între ființare și non-ființare. Pentru a fi liber, trebuie să ai convingerea fermă că tu ești acest substrat, această pace, această vacuitate. Tu ești tot ce se petrece în existență, ce se întâmplă, e menit să se întâmple. Tu fii neafectat ca pace. Fii liniștit și pacea se va răspândi. Ce apare din pace este pace. Și ce apare din confuzie este confuzie. Rămâi ca pace și dăruiește asta universului. Altceva nu trebuie să faci. Până și gândul eu sunt pace tulbură această pace. Mai bine rămâi tăcut. Fii așa cum ești. Tu ești ființa. Nu ești ce-a fost și nici ce va fi, ci ești ființarea. Tu ești
eternitatea, în care nu poate intra nici o moarte. Pentru că unde nu există timp, nu există nici moarte. Eternitatea este acum, iar aceasta este ființa. Ființa este mereu strălucitoare. Eu sunt este lumina ființei. Acest diamant nu se poate ascunde și nu poate fi ascuns. Când mintea dispare, chipul îți radiază de frumusețe și inocență. Doar rămâi tăcut. Fii așa cum ești. Tu ești spațiul care nu se mișcă niciodată. Interiorul și exteriorul sunt datorate numelui și formei. Înlătură această formă din minte prin înlăturarea atașamentului față de orice obiect, gând și acțiune. Tu ești grădina bucuriei. Pentru a fi fericit, nu ai nevoie de altcineva. Te afli în grădina bucuriei. Dar când te gândești la lucruri trecute, te întristezi. Această bucurie, acest moment, va distruge mintea și suferința, pentru că această clipă este fericirea. Nu te mai îndrepta spre trecut, pentru că vei suferi. Conștiința necondiționată este fericire și tăcere, fără nici un unde și nici un cum, numai acum. Această fericire, condiționată de gând, devine minte. Până și eu, prima condiție, este o tulburare a fericirii. Datorită dorințelor și speranțelor egoului, nimeni nu este fericit. Pentru a ajunge la fericire, nu gândi și nici nu dori. Doar rămâi tăcut, deoarece gândirea este un cimitir. Ca să fii fericit, nu trebuie să te agăți de nimic. Dragă prietene, fericirea nu este o experiență. Este natura ta și nu trebuie să faci nimic
pentru ea. Cunoașterea de sine produce fericirea, deoarece fericirea este natura sinelui. Aici este vinul pe care nu-l cunoaște nimeni. Totul este în aici. Și aceasta este conștiința. Conștiința este substratul a tot ce există în univers. Ea sălășluiește în fiecare atom și moleculă și până și timpul și spațiul îi datorează ei existența. Cine este conștient că ai un corp și o minte și că treci prin fenomenul nașterii și al morții? Tu ești aceasta. Toate acțiunile și non-acțiunile, toată multiplicitatea și unitatea se află în conștiință. Neagă aceasta și vei fi încătușat. Cunoaște aceasta și ești liber. Tu ești aceasta. Tu ești aceasta. Conștiință. Simțurile nu o pot simți și mintea nu o poate înțelege. Conștiința singură există pretutindeni și apare ca eu în tine. Este strălucirea soarelui și mișcarea pământului. Este dincolo de spațiu și timp, care există datorită ei. Mintea nu o poate pătrunde și chiar de ar încerca, ar da greș. Astfel de încercări sunt mișcări care ascund nemișcarea. Aceasta se găsește pe sine când mintea nu se mai mișcă. Măcar pentru o clipă, observă mișcările minții. Încetează orice dorință și orice gând, în special ideea de eu. Și vei ieși pentru totdeauna din cercul vieții și al morții. Acest ciclu este samsara, propria ta imaginație. Nu are început și doar cunoașterea sinelui o va duce la sfârșit. Întrebarea cine sunt eu o va sfârși. De aceea, fii ferm. Vreau
să termin totul acum. Nașterea în corp uman este o binecuvântare, nu o irosi. Amânarea înseamnă ciclul suferinței, samsara. Oricând ai probleme, întreabă-te: visez? Este la fel ca și cum ai întreba: cine sunt eu? Așa te vei trezi și te vei îndrăgosti de sine. Atunci vei cunoaște că toți ceilalți nu sunt diferiți. Și această flacără interioară te va urma oriunde vei merge. Rămâi tăcut. Nu gândi, nu depune vreun efort. Încătușarea necesită efort. Eliberarea nu are nevoie de așa ceva. Pacea este dincolo de gând și efort. Nu gândi și nu căuta. Deoarece gândirea și căutarea nu fac decât să ascundă sinele. Tăcerea este cheia de la odaia iubirii și păcii. Această tăcere este non-mintea, libertatea. Cunoaște-te ca fiind această vacuitate, această tăcere. Și ai mare grijă să nu faci din ea o experiență, deoarece mintea este foarte înșelătoare și va căuta să te arunce în capcana dualității, capcana observatului și observatorului. Ființa este ființă. Acolo nu există nici observator și nici ceva de observat. A o experimenta înseamnă a spune: eu sunt liber. Ceea ce este aceeași capcană cu a spune: eu sunt încătușat. După ce ai permis obiectului să dispară, nu te agăța de subiect. Rămâi liber. Fii tăcut. Țelul în viață este de a trăi în pace, de a iubi toate ființele și de a cunoaște cine ești. Cunoaște-te ca sine și vei cunoaște totul. Această cunoaștere imaculată este tot ce există. Această vacuitate este
totul. Cum te-ai putea separa de vacuitate dacă ea este nelimitată? Aparența unei manifestări este doar un joc al vacuității. Cunoaște cine ești, aici și acum, ființând în tăcere. Tu ești acest moment. Fă cunoștință cu tine însuți și nu îți îndrepta mintea spre nici o direcție, nici spre sadhana, nici spre trecut și viitor, nici măcar spre vacuitatea inimii tale, nici chiar spre spațiu. Pentru a fi veșnic liber, trebuie doar să te cunoști în clipa asta. Acest moment va fi întotdeauna acest moment. El este imuabil. Este libertate. Eliberarea de minte și de concepte. Acesta este dreptul tău fundamental. Cel mai bine te folosești de această clipă, cufundându-te în ea. Rămâi tăcut. Tu ești interiorul interiorului. Nu te îndrepta nicăieri și nu depune nici un efort. Conceptul de practică și efort înseamnă încătușare. Doar rămâi tăcut oriunde te afli. Păstrează-ți tăcerea. Numele și forma ascund realitatea. Aceasta este învățătura. A da nume și formă este un obstacol pentru libertate. Pentru că atunci substratul, conștiința, nu poate fi văzută. Numește statuia unui cal și vei ascunde granitul. Privește un inel și nu vei mai vedea aurul. Numele și forma nu se pot separa niciodată de conștiință, așa cum nici inelul nu se poate separa de aur. Până și spațiul este în conștiință, deoarece doar sinele există. Înainte ca un val să se înalțe, era ocean. Înainte ca dorința să apară, era vacuitate. Distruge dorința și încătușarea, identificându-te ca fiind
experimentarea plenară, ca fiind vederea totală, nu văzătorul. Tu ești conștiință, nu cineva care este conștient. Pentru a fi liber, trebuie să fii libertatea. Iar aceasta este fără dorințe. Totul este și este cunoscut în non-dorință. Trecutul este trecut, așa că nu-l mai purta în buzunare. De ce să mergi la cimitir când știi că ești viu? Tot ce este temporar trebuie uitat și numai așa vei ființa în sinele tău etern. Toate aspectele de care ești atașat, tot ce iubești, tot ce cunoști, într-o bună zi vor dispărea. Aceasta este discriminarea. Lumea este mintea ta. Singur creezi această dramă în care suferi. Distinge între real și ireal. Cunoscutul este ireal. El va apărea și va dispărea. Rămâi cu necunoscutul, cu adevărul imuabil. Tot ce apare și dispare este ireal și nu îți va aduce nici o bucurie, așa că nu te agăța. Iar odată ce te-ai eliberat de efemer, nu-ți mai întoarce privirea către el. Rămâi ca eternitate, în propria ta ființă. Abandonează-te spațiului sau dizolvă-ți ego-ul prin cunoaștere. Prin iubire și adorare, pătrunde în sinele tău cu ajutorul vehiculului cunoașterii. Această căutare este realizată prin abandonarea oricărui efort. Nu este o redescoperire a ceea ce a trecut, ci doar o simplă reamintire a prezentului. Prezența. Oprește zgomotul gândurilor și pătrunde tăcut înăuntru. Rămâi tăcut, știind că tu nu ești ego-ul care trebuie menținut tăcut. Tăcerea nu are nimic de a face cu vorbirea sau nevorbirea, deoarece chiar și atunci când nu vorbești, mintea aleargă în continuu într-o parte și alta. Tăcerea înseamnă absența gândurilor, nu conștientizarea obiectelor, ci acela
care conștientizează. Abandon înseamnă eliminarea conceptului de separare, de ego. Te lași liber în voia existenței. Fără să-ți mai urmezi vechile stupidități și slăbiciuni. Asta este tot. Trebuie să fii precum un râu care se dăruiește oceanului. Abandonarea este dizolvarea ideii de separare și contopirea în oceanul ființei, trăind doar prin voința existenței. Observă-ți intențiile și ideile, întrebând: ce este această mișcare a minții? Oamenii confundă introspecția cu yoga și contemplația. Yoga este uniunea cu subiectul interior. Contemplația este concentrarea asupra unui obiect exterior. Introspecția nu are nimic de a face cu interiorul sau exteriorul. Nimeni nu poate găsi și ucide mintea, pentru că ea este precum un demon cu 10 capete. Tăierea unui cap duce imediat la apariția altuia. Pentru că eu sunt liber, eu sunt încătușat, sunt niște capcane. Doar dorința pentru libertate te poate ajuta. Deoarece ești ceea ce gândești. Gândește-te să distrugi mintea și mintea va deveni distrugătoare, nu distrusă. Așadar, gândește-te doar la libertate și vei deveni libertate. Meditează asupra sinelui, mai persistent decât o durere de dinți, deoarece atunci când dorința pentru libertate este permanentă, toate celelalte obiceiuri și blocaje vor dispărea de la sine. Întreaga manifestare este bucurie pură. Această creație este doar lila, un joc, o piesă de teatru. Totul este creația ta, a sinelui. Toate ființele sunt în ființa supremă. Ceea ce apare și dispare este ireal. Joacă în lila și spune: eu sunt existență. Dacă spui: eu sunt corp, vei spune o minciună și vei suferi. Eul în sine
nu este altceva decât condiționare și vasana, impresii mentale. Eul individual este o reflecție a eului real în apa murdară a egoului. Abandonează eul și condiționările sale și află că tu ești acela care nu doarme niciodată, nici chiar în cel mai profund somn. Când egoul reușește să privească fața sinelui, el devine acela. Însă când egoul vede doar simțurile, el devine confuz și aleargă după obiectele simțurilor. Nu te pierde și nu te lăsa păcălit de minte și de ciclurile ei de naștere și moarte. Orice ar putea crea mintea, orice și-ar putea închipui, nu va fi acela. Respinge tot ce poate fi respins, inclusiv respingerea. Atunci mintea va rămâne tăcută. Este ceva inexprimabil, existență, vacuitate, plinătate, este adevărul. Adevărul nu se mișcă. Pentru el nu există devenire sau încetare. Agitația gândului eu creează un întreg univers, dar adevărul nu se mișcă. Rămâi atent când și cum apare acest eu. Aceasta este natura ta reală. Tu ești adevărul imuabil. Când spui din punctul de vedere al egoului, eu fac asta, atunci te separ de întreg și devii un val. Și îți susții și întărești această individualitate prin crearea unor obiecte de care devii interesat și pe care începi să le dorești. Apoi alergi după acele obiecte și vei căuta să le posezi, să fie ale tale proprii. Iar imediat ce le ai, îți apare teama de a nu le pierde, deoarece acolo unde există dualitate, există și frică de separare. Iar în spatele fricii stă furia. După furie urmează confuzia, lipsa de înțelegere și de discernământ. Și când nu poți judeca lucrurile în mod corect, ajungi la distrugere. Astfel, scurtătura către iluminare este puritatea minții. Iar prin această scurtătură nu înțeleg altceva decât eliminarea dorințelor, încetarea de a le mai hrăni cu energie. Pentru că nu obiectele dorințelor îți vor da fericire. Ele nu vor face altceva decât să-ți distrugă pacea interioară și să te afunde în suferință. Gratificarea obiectelor simțurilor nu îți oferă decât încătușare și suferință.
absența dorințelor creează fericire. Dorința tulbură pacea și liniștea eternă a ființei. Dorința este boala minții. Trăiește fără ea și fii fericit. Fericirea este sinele real și este întotdeauna aici, acum. Iar rețeta pentru fericire este foarte simplă. Tăcerea. Când se află în fața ta un obiect pe care îl dorești, inițial simți fericire, deoarece intelectul rămâne nemișcat datorită satisfacției momentane și se reîntoarce în sursă, în fântâna beatitudinii. Acolo, sinele se reflectă în ea și experiența acestei reflecții este bucuria, deoarece aceasta este natura sinelui. Beatitudinea nu este dată de obiecte, ea este sinele. Astfel, când îți ții mintea nemișcată, sinele se reflectă în ea și o dizolvă în sine. Plăcerea, bucuria, fericirea este a sinelui pentru sine și nu în afara lui, în obiectele efemere. Beatitudinea este infinită, iar tu ești una cu această beatitudine. Odată ce ai cunoscut acest fapt, vei iubi totul din sinele tău, pentru sine și în sine. Iubirea îți va fi veșnică, nu pentru diversele nume și forme existente, ci pentru iubirea sinelui. Această conștiință îți dă beatitudine. Nu păstra în minte nici un nume și nici o formă și vei cunoaște fericirea. Această plăcere transcede stările de veghe, visare și somn profund. De aceea, asociază totul cu pacea, fericirea și adevărul. După ce ai reușit să faci acest lucru în mod natural și spontan, vei transcede cele trei stări obișnuite și vei fi transportat într-o stare dincolo de toate stările. Și poți experimenta aici și acum. Când îți apare ceva în față, rămâi precum adevărul și doar observă. După care poți răspunde, indiferent că circumstanțele sunt bune sau rele. Dar reacția trebuie să-ți fie lipsită de orice concept. Orice s-ar întâmpla, interesul trebuie să-ți fie îndreptat doar asupra sinelui și asupra ideii că totul apare și dispare în sine. Sinele nu este interesat să posede nimic, deoarece toate aparțin sinelui. El este total. Așadar, nu răspunde și nu reacționa așteptând recompense, ori temându-te să nu fii pedepsit. În acest mod vei fi absolut liber și toate interacțiunile tale se vor produce din compasiune, iar viața îți va fi
purtată, va pluti pe aripile brizei non-atașamentului. Această briză este a sinelui și va apărea după libertate, nu înainte. După ce devii liber, va trebui să trăiești în continuare, deoarece lumea va continua să existe. Însă viața îți va fi plină de compasiune. Îi vei iubi pe toți și nu vei putea urî nimic. Depinde de fiecare cum privește lucrurile și dacă eul său provine din ego sau din neant. Eul din neant conține întregul univers și este înțelegerea absolută. Preocuparea față de ce este ireal te împiedică să realizezi adevărul, cine ești, aici și acum. Practica este un obstacol în calea iubirii, o amânare a libertății și o insultă adusă păcii. Nu folosi nici o metodă. Pur și simplu identifică-te cu acela. Multe practici și metode te pot conduce până în corpul beatitudinii, cel mai subtil dintre toate vălurile, unde totuși există un observator. Lumina dinaintea răsăritului nu este soarele. Beatitudinea nu este totalitatea înțelegerii, ci doar întoarcerea către fața ta reală. Aceasta este practica directă către cunoașterea sinelui. Nu există realizare și nici cultivare a naturii originare. Tu ești conștiință pură, nu un fermier. De ce să muncești pentru ceea ce ai deja? Nu gândi, nu agita nici un fel de gând. Dacă încerci să ieși din această încătușare autoimpusă, adică din ideea că ești separat de existență, vei ateriza în libertate. Scopul tuturor practicilor este tăcerea, adevărata ta natură. Fără tăcere, nu poți ființa în pace. Așadar, străduiește-te să atingi tăcerea. Chiar și în plină activitate, rămâi tăcut și fii conștient doar de tăcere. Învățătura principală a lui Ramana Maharshi este tăcerea. Și doar această tăcere îți răspunde la toate întrebările și îți înlătură toate îndoielile. Antrenează-ți mintea să pătrundă în tăcere. Păstrează-ți corpul, mintea, intelectul și prana în tăcere. Și înțelepciunea te va urma ca o umbră. Te va căuta ea. Rămâi tăcut, direcționându-ți mintea către sursa ei.
Mintea îndreptată asupra obiectelor simțurilor înseamnă suferință. Aceeași minte trebuie să-și caute sursa. Eul trebuie să-și înfrunte sursa. Aceasta este austeritatea reală, practica și meditația adevărată. Cea mai sfântă asociere posibilă este cu Atman, cu sinele tău. Aceasta este libertatea. Fii așa cum ești. Este ceva inimaginabil, ceva întotdeauna nou și proaspăt. Așa că rămâi tăcut și nu gândi. Ești tu. Totul ești tu. Nu da naștere nici unui gând. Iar dacă totuși apare un gând, lasă-l să treacă. Nu interveni, nu-ți tulbura maestuozitatea. Este foarte simplu. Vei ști instantaneu cine ești. Când rămâi tăcut, ești frumusețe, bucurie, nemișcare. Și nu trebuie să faci nici un efort. Eforturile nu fac decât să-ți tulbure mintea. Meditează asupra a ceea ce este mereu tăcut. Îndreaptă-te spre sursă. Nu crede în nimeni și în nimic. Doar rămâi tăcut și întoarce-te acasă. Și nu renunța până nu ajungi. Pacea este accesibilă doar când nu există un eu. Iar pentru practică ai nevoie de un eu. Secretul către beatitudine este încetarea oricărei practici, oprirea gândirii, dar și a non-gândirii, și rămâi tăcut. Cea mai bună practică este să cunoști cine sunt eu. Tu ești Absolutul, Brahman. Cunoaște aceasta. Iar dacă vrei să faci ceva, orice, întotdeauna adoră sinele. Realizarea de sine durează nu mai mult de o secundă. Dar în acea clipă trebuie să-ți elimini toate gândurile din minte și să ființezi în tăcere. În acea secundă, ridică-te în picioare și, cu pumnii încleștați, strigă: vreau chiar în această clipă să fiu liber. Foarte rar se întâmplă să aibă cineva o dorință atât de puternică pentru libertate. Pentru asta ai nevoie de un corp foarte puternic și de o minte foarte hotărâtă.
și vei reuși chiar într-o singură clipă să cunoști libertatea. Înlătură mintea stupidă. Nu înțelegere, ci ființare. Și nu mintea este cea care ia hotărârea să fie liberă. Când faci asta, acolo nu există nici o minte. Controlează mintea și folosește-o ca pe un instrument, doar atunci când ai nevoie de ea. Însă, aici, acum, nu ai nevoie de minte pentru a fi liber. Nu da naștere nici unui gând. Libertatea nu este dependentă de concentrare și efort. Din vacuitate poți face orice și nu vei lăsa nici o urmă. Așa că doar rămâi tăcut. Nu da naștere nici unui gând. Nu există cale sau metodă, doar rămâi în tine însuți. Revelația sinelui apare doar când tu nu intervii. Tăcerea este cheia care dezvăluie frumusețea și iubirea. Rămâi așa. Dharma înseamnă a nu te lega de nici un concept, iar Dharma supremă este respingerea tuturor dharmelor. Dacă respingi totul, ce se va întâmpla? Poverile religiilor și toate conceptele îți vor dispărea din minte, rămânând în pacea și iubirea perfectă. Aceasta este Dharma ta. La finalul sadhanei, gurul îți confirmă că ești liber. Iar cei care au venit la guru nu au făcut-o pentru libertate, ci pentru a afla că nu sunt încătușați. În satsang îți înlături îndoielile, pentru că numai îndoielile sunt cele care te fac să visezi că nu ești liber. Doar rămâi tăcut. De ce îți faci singur probleme? Ai avut destule. Totul este aici. Frumusețe, iubire, fericire. Îi poți spune cum vrei, pentru că tu ești conștiința supremă și în conștiință totul este posibil. Tu ești cel care a creat toate aceste manifestări. Ești atât de capabil, atât de vast, atât de complet și de plin. Poți crea orice. De ce să alegi tocmai suferința? Vacuitatea nu este niciodată afectată de aparențe. Oceanul nu suferă cu nimic când un val se înalță din el. Nu, îl lasă să se ridice, să danseze și apoi să revină în ocean. Doar rămâi tăcut, aici, acum, și vezi numai bucurie, iubire,
frumusețe. Aceasta este înțelegerea supremă. Și pentru ea nu ai nevoie de nici un fel de efort, de nici o meditație, de nici o tehnică. Tu ești infinitul, necuprinsul, vastitatea. Cine poate tulbura vastitatea? Unde ai putea fugi din aici? Tu ești nelimitat. Rămâi așa cum ești și nu căuta nimic, nu gândi, nu te îndrepta nicăieri. Egoul spune că are importanță. Supremul spune că nu are. Nici o decizie nu apare din ego. Totul este puterea supremă. Nu atribui altcuiva aceasta, deoarece atunci te vei juca cu fantome. Îndreaptă-ți privirea spre unic. Pentru a-L vedea pe Dumnezeu, ai nevoie de trup, simțuri, minte. Pentru a trece dincolo, în Dumnezeu, nu ai nevoie de nimic. Nu activa niciun gând, nici o energie. Nu activa nici măcar non-acțiunea. Contemplarea și adorarea sinelui este tot ce ai nevoie. Iubire. Dăruiește-te total divinului și rămâi tăcut. Înțelepciune. Pătrunde în divin și rămâi tăcut. Cunoaște. Eu sunt acasă. Eu sunt însăși căminul. Și privește neîncetat în sine. Nu există nimic mai minunat decât această ființă. Fericirea tuturor ființelor adunată la un loc nu valorează nici cât o milionime din fericirea ființei. Gândul nu poate pătrunde în puritatea ei. Nici măcar gândul eu nu poate ajunge acolo. Nu gândi și nu căuta să înțelegi. Doar rămâi în tine însuți. Păstrează contactul cu sursa și toate acțiunile îți vor fi corecte. Altminteri, vei avea probleme indiferent ce ai face. Prin aroganța egoului nu există pricepere și nici experiență. Dizolvă aroganța și vei trăi prin pricepere și experiență.
Așa cum spațiul dintr-o cameră nu este afectat de cât de multă mobilă aduci acolo, nici spațiul existenței nu este afectat de activitățile materiale și de procese mentale. Tu ești spațiul. Nu atinge mobila din el. Adică rămâi tăcut. Nu da naștere nici unui gând. Dacă gândurile apar de la sine, lasă-le în pace și vei vedea că tot de la sine vor și dispărea. Nu te agăța de ele. Nu susține ideea eu sunt corpul. Primul și ultimul tău gând trebuie să fie eu sunt conștiința infinită pură. Eu sunt iubirea însăși. Cunoaște acest adevăr, nu doar cuvintele care îl indică. Adevărul este tot ce există. Dacă natura unui lucru este absență, nu te agăța de el. Dacă natura unui lucru este prezență, aceea ești tu. Iubire, frumusețe, sine. Orice altceva este imaginație. Puterea iluziei este foarte mare, de aceea rămâi atent și ai mare grijă să nu cazi în capcana tendințelor rele. Deoarece când ajungi aproape de libertate, toți demonii se vor uni și vor ataca. Continuă să fii sinele care meditează asupra sinelui. Însă nu face asta cu o față lungă și serioasă. Doar joacă-te atent. Toate aparențele au la bază vacuitatea. Așează-te pe tronul vacuității și toate vor fi ale tale. Nici manifestare, nici eliberare, nici minte. Acesta este adevărul final. Adevărul suprem este că totul este și va fi vacuitate. Ceea ce gândești este ceea ce ești. Așa că oprește gândirea și vei fi acel nimic care este totul. Trezește-te și nu te agăța de nimic care poate fi pierdut. Când mintea pătrunde în conștiință, inima dansează și se odihnește în pace și beatitudine. Tu ești mereu doar iubire și poți iubi doar sinele. Tu ești imuabilul care include totul. Nu există început, nici mijloc și nici sfârșit al imuabilului. Doar iubirea merită iubită și ea este sinele tău. Acum
aici, doar privește. Totul în jurul tău este inundat de pace. Tu unde te afli? Esența învățăturii mele este simplă. Eu învăț acel ceva care nu poate fi învățat prin nici o învățătură. Învățătura mea poate fi doar trăită. Nu am o învățătură pentru esența din care apar toate. Această esență nu are nevoie nici de învățături și nici de non-învățături, deoarece ea este dincolo de tot ce există. Ea este în spatele cuvintelor. Aici este adevărul. Alege ce dorești. Sinele suprem. Tu ești sine. Acel întreg incomprehensibil în care apar toate experiențele și conceptele. Sinele este clipa eternă. El este inima, Atman, vacuitate. El strălucește în sine, pentru sine și prin sine. Sinele este cel care dă respirație vieții. Nu ai de ce să-l cauți, este chiar aici. Tu ești țelul căutării și acesta este totul, doar sine. Tu nu te-ai născut vreodată? Doar dorința este cea care se naște. Nimic nu a existat vreodată. Această nimicnicie ești chiar tu. Și acesta este adevărul suprem. Tu ești total singur, pentru că doar frumusețea există. Sinele ești tu. Tu ești conștiința care sălășluiește în lotusul inimii. Ca fericire în beatitudine. Rămâi tăcut și îți vei revela sinele, pentru această cunoaștere a sinelui merită sacrificat totul. Deoarece orice altceva nu este decât un miraj apărut în conștiință. Sinele se află în toate ființele. De aceea iubirea arătată altora este iubirea sinelui. Sinele este cea mai încântătoare iubire. Iubirea este atracția sinelui către sine.
nu există nimic altceva în afara acestei iubiri, sursa bucuriei. Privește-ți frumusețea și cunoaște că tu ești această iubire și frumusețe. Neti, neti, dar ceea ce ești tu nu poți nega. Doar acum, treaz, dormind sau visând, doar acest acum există. Sinele ești tu. Acest moment este lumina, este sinele. Această clipă nu este nici încătușare, nici libertate. Este cel mai prețios lucru, dincolo de orice imaginație. Momentul actual este ecranul pe care proiectezi. Însă tu ești întotdeauna imuabil și etern. Nu există diferență între final și această prezență. Pentru a fi în acest moment, abandonează orice dorință, chiar și pe aceea de a dori asta. Acela care nu are nici nume și nici formă, are milioane de nume. Ființă, conștiință, beatitudine, existență, Atman, sine, frumusețe, libertate, iubire divină, plinătate, Dumnezeu, prezență, goliciune, vacuitate, Brahman. Așa cum limba rostește cuvântul limbă, la fel rostești și tu aceste nume. Pentru a nu-ți împovăra mintea cu tot felul de idei, Buddha a vorbit despre sine în termeni negativi, cum sunt anatta, nemanifestatul, stingerea totală, nevăzutul, neatinsul, necunoscutul, nepătatul. Tu existi înaintea tuturor noțiunilor și creațiilor. De aceea nu există cuvinte care să descrie ceea ce este dincolo de orice limbaj. Sinele nu are nevoie să se înțeleagă pe sine. Libertatea este anterioară conceptului de libertate. Tu ești ceea ce rămâne după ce dispare mintea, trecutul și ideea de eu. Nimicnicia nu este un concept. Conștientizează-te ca fiind pace, frumusețe, iubire. Nu căuta să înțelegi. Cunoaște că
eu sunt inactiv, toată activitatea are loc în mine. Eu sunt acela, imuabilul. Cunoaște-te ca fiind conștiința însăși. Dacă nu cunoști cine ești cu adevărat, această activitate aparentă este un dans cosmic. Rămâi în eu sunt, nu în ceea ce este efemer. Ideea individuală de eu este doar în minte. Pentru că ființa nu are frontiere. Este conștientă de sine, ca fiind sine, ființa. Când mintea este pură, vei vedea sinele în toate ființele. Purifică-ți mintea, înlăturând din ea toate conceptele, chiar și pe acela de puritate. Atunci, sinele se revelează singur minții calme, care se umple de conștiință. Egoul, mintea și întreaga creație apar din sine ca sine. Până și cea mai neagră îndoială și diferențierea cea mai evidentă apar din minunata sursă a existenței. În sine nu există nici fericire, nici nefericire. Când apare nefericirea, tu nu ești nefericit. Tu ești conștiința nepătată a acelei nefericiri. Așa cum valurile nu sunt separate de ocean, nici razele de soare de sursa lor, nici tu nu ești separat de existență. Tu ești momentul în care sunt incluse toate. Scripturile vorbesc despre trei râuri sfinte interioare. Acestea sunt existență, conștiință, beatitudine. Fiind dincolo de gând și efort, ele nu pot fi obiectivate și nici subiectivate. Ele sunt însăși existența ta și sunt mai aproape de tine chiar decât inseparabila respirație. Și nu le poți vedea, pentru că tu ești acestea. Tu nu ești diferit de existență, de ființă. Vezi ființa fără să privești. Această vedere este ființa, nu obiectele văzute. Conștiința este mama originară. Dacă ai înțeles aceasta, ea va avea grijă de tine și îți va oferi fericire, pace și nemurire.
noi avem numai probleme pentru că nu ne recunoaștem mama. Acest necunoscut este natura ta. Întoarce-te în el. Deoarece cunoscutul nu îți poate da pace și iubire infinită. Beatitudinea este eternă. Chiar dacă pare a exista doar când mintea moare. Beatitudinea nu este o experiență, este natura ta. Aceasta este inima înțelepciunii. Ea îi spune fiecăruia: tu ești stăpânul inimii tuturor ființelor. Acesta este adevărul. Fața îți radiază de strălucire. Așa cum un rege își poate îngriji grădina fără să devină grădinar, la fel și eu sunt, poate rămâne în grădina lumii, continuând să fie eu sunt. Tu ești cel care însuflețește toate activitățile. Îndreaptă-te spre sursa din care apare materialitatea și vei descoperi vastitatea, miezul sacru al inimii tale. Aceasta ești tu. Însă imediat ce te-ai agățat de vreun obiect sau te-ai considerat separat, vei uita adevărul, datorită dorințelor și speranțelor. Toți sunt unul și unul este tot ce există. Identifică-te cu esența, cu centrul, renunțând la dorințe și obiceiuri, și vei vedea că ești împăratul universului. Pătrunde în aici, acum. Tu ești acest aici, acum. Totul este sine. Singura diferență între tu și eu este dată de cuvinte și de concepte. Sinele tău este asemeni sinelui tuturor ființelor. Sursa existenței este aceeași. Și aceasta este sinele. Este iubire și compasiune. Încearcă să pleci din sine. Eu sunt oceanul și toate formele văzute sunt valurile mele dansând în mine. Aceasta este cunoașterea. Când valul se ridică, oceanul nu pierde nimic. Când valul descinde, de asemenea, oceanul nu câștigă nimic. Așa cum valurile se joacă, la fel se joacă și oceanul.
Eu sunt oceanul, eu sunt apa, eu sunt valul. Separarea între apă și ocean și val nu poate exista. Nu există diferențe, nici tulburări, nici cineva care să fie tulburat. A da naștere gândului de eu sau oricare alt gând înseamnă a crea un val. Apa continuă să rămână apă. Permite-i să ia orice formă, pentru că ea este sinele tău. Așa cum râul se varsă în ocean, varsă-te și tu în ceea ce ești, în fericire, beatitudine, ființă, cosmos. Aici este doar conștiință. Aici este doar sine. Tu ești acela care este prezent chiar și în uitare, deoarece tu ești conștient de uitare. Tu ești conștiința conștientizării în cele trei stadii: trezie, visare, somn. Doar sinele nu dispare în aceste trei stări. Sinele este non-minte. Non-mintea nu are formă. Din această frumusețe a non-minții apar intuiția și arta. Nimic nu a existat și nu va exista vreodată. Tu ai fost dintotdeauna iubirea și pacea perfectă. Ceea ce se schimbă nu este real și ceea ce este real nu se poate schimba. Tu ești acest secret, această puritate care transcede orice definiție și transformare. Însă dacă te-ai atins de eu, ai devenit poluat de mândrie. Eul apărut din efortul egoului nu este adevăratul eu. Eul real cunoaște că totul este reflecția și proiecția sa. Simpla cunoaștere a lui eu sunt este realizată fără efort. Aceasta este meditația și este starea naturală a ființei. În fiecare fir de praf există nenumărați budași potențiali strălucind în infinite universuri. Este ceva foarte greu de explicat și foarte puțini pot înțelege asta, dar este un fapt. Oricine îl poate vedea. Totul ia naștere dintr-un atom. Este un mister pe care nu-l poate dezlega nimeni. Este același lucru cu momentul despre care vorbim acum. În acest moment,
îți poți vedea toate viețile. Fiecare dintre noi este în mod intrinsec un Buddha.